sistemul de termoficare al municipiului Constanța, administrat de Raded, are 136 de puncte termice și 48 de centrale termice în care producem noi energie. Raded începe de luni să încarce instalațiile de încălzire ale constanțenilor în vederea pregătirii rețelelor de termoficare pentru iarna care urmează. Constanțenii sunt rugați să încheie lucrările la instalațiile de încălzire. Raded finalizează în această perioadă lucrările din planul de reparații și de investiții care s-a desfășurat pe perioada sezonului cald de la oprirea furnizării căldurii și pregătim acum umplerea instalațiilor. Fac precizarea că umplerea instalațiilor se face cu apă rece, neîncălzită în această perioadă, urmând ca trecerea pe agent termic pe furnizare să fie stabilită de noi și comunicată în timp real, dar aceasta se face în funcție de reglementări atunci când 3 nopți consecutive între ora 20 și 6 dimineața vor fi temperaturi de 10 grade sau sub 10 grade. Asociațiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că instalațiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcționare și că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate pentru a se evita inundațiile. Furnizarea de căldură va începe imediat ce temperatura medie zilnică între orele 20 și 6 va fi mai mică sau egală cu 10 grade Celsius. Ca să se evite aceste posibile inundații provocate de umplerea instalațiilor de către noi, ne-am adresat consumatorilor să ne anunțe la dispecerat dacă au lucrări în bloc, astfel încât să intervenim la branșamentul clădirii, să izolăm clădirea și când își finalizează lucrările, ne vor comunica să le umplem instalația interioară. Numărul de deconectări de la agentul termic s-a diminuat de la an la an și asta datorită subvențiilor acordate de către administrația locală. Acest trend probabil că va avea și o finalitate, se va opri și va începe procesul invers odată cu modernizarea sistemului care a început deja. Luna trecută autoritatea locală a aprobat preluarea rețelei de la CET și urmează redimensionarea, modernizarea acestuia care va avea efect de a asigura constanță în preț sistemului pe o durată mare de timp. Aproximativ 170.000 de locuitori ai municipiului Constanța sunt beneficiari ai sistemului public de căldură și apă caldă.